Salutare și bine te-am regăsit la Avnews, primul și în continuare cel mai bun podcast de aviație din România, numai că de această dată nu vom discuta neapărat despre aviație, ci despre ceva ce are un impact considerabil în zona geopolitică sau, mă rog, este un impact presupus în momentul acesta, anume ce va însemna pentru NATO în general și pentru România, de ce nu în particular, revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Și ca să o luăm cu începutul, pentru cei care nu știți deja, nu știu din ce motiv ați putea să fi ratat această informație, Donald Trump revine la Casa Albă pentru al doilea mandat de președinte al Statelor Unite, după ce a câștigat alegerile din Statele Unite, fără niciun fel de discuție. Și aici, poate că va veni la un moment dat rândul sociologilor să ne lămurească cum se face că sondajele de opinie care dădeau o luptă foarte strânsă între el și Kamala Harris pentru alegerile prezidențiale s-au dovedit a fi complet ieșite din sfera realității, pentru că Donald Trump a câștigat alegerile din SUA cu o majoritate confortabilă, a câștigat toate statele denumite swing state, statele în care nu există o majoritate clară republicană sau democrată, asigurându-și un al doilea mandat care va începe cu o largă majoritate populară. Asta deși, repet, toate sondajele de opinie și analizele făcute înaintea alegerilor din Statele Unite preconizau o luptă foarte strânsă care va fi decisă de câteva zeci de mii de voturi. Bine, nu a fost așa, iar poporul american a ales în majoritate politica propusă de Donald Trump. Ce înseamnă această politică? Pentru că am ajuns și la ce ne interesează, mai ales din punct de vedere militar, pentru că despre asta vorbim atunci când ne referim la NATO. E bine, dacă ne uităm la primul mandat al lui Donald Trump, politica Statelor Unite poate fi considerată aproape izolaționistă. Trump a încercat să retragă America în America continentală și să îi facă pe partenerii preponderent occidentali ai Statelor Unite, dar hai să zicem statele partenere ale Statelor Unite, să plătească, între ghilimele, deși este aproape la propriu, să plătească pentru securitate. Practic, Donald Trump în primul său mandat a încercat și a reușit până la un punct să transforme Statele Unite într-un soi de bodyguard, într-un soi de firmă de pază a planetei. Știu că sună poate foarte plastic și unii poate vă veți încrunta, dar în momentul în care pui problema la modul noi, Statele Unite, suntem sau vom fi într-un parteneriat strategic cu tine doar dacă tu vei plăti sub o formă sau alta această protecție, acest parteneriat pe care ți-l oferim, transformi America cumva într-un soi de firmă de pază. Asta nu înseamnă că până acum, până la Donald Trump, politica Statelor Unite nu era una similară. Diferența este că Trump a verbalizat cumva această politică, pentru că până acum se vorbea despre parteneriate strategice, despre lucruri, despre legături strânse și așa mai departe, care toate lucrurile astea nu înseamnă altceva decât conexiuni economice, decât legături foarte strânse economice între aliații Statelor Unite și Statele Unite. A venit Trump și a zis, nu, e ok ce s-a întâmplat până acum, dar practic voi trebuie să plătiți ca noi să vă apărăm. La modul foarte simplist, cam asta a fost politica. Și ce a reușit Trump în primul mandat a fost ceva foarte important pentru ceea ce înseamnă NATO în partea lui europeană, anume a făcut ca țările europene din NATO, în marea lor majoritate, să se trezească până la un punct. Trezitul acesta înseamnă că țările europene au început să conștientizeze faptul că asistența militară americană nu este ceva divin care li se cuvine, ci este mai mult o chestie care ține de politica americană de la un anumit punct. Pentru că poți să ai un mandat de președinte, cum este acesta al lui Joe Biden, care se încheie, și vine administrația americană și zice
Noi susținem parteneriatele și susținem NATO cu orice cost, fără niciun fel de problemă. Și asta, dacă își respectă promisiunea un președinte ca Biden, înseamnă că articolul 5 este sfânt și inviolabil și fără niciun fel de precondiție Statele Unite își apără aliații, dar poți să ai și un președinte cum este Trump și cum probabil vor mai veni și alții, care îți spune, ok, avem articolul 5, avem NATO, dar noi vă vom apăra doar dacă beneficiem economic de această chestie. Cum putem să beneficiem economic? Evident, nu o să vină țările din NATO cu birul, cum se duceau românii pe vremuri la Imperiul Otoman, luați aici un vagon de aur ca să ne apărați și anul ăsta. Nu. Este vorba de contracte de apărare, contracte de infrastructură. Practic, bani pe care companiile americane îi primesc de la statele sau companiile din NATO, partenere ale Statelor Unite, pentru diferite proiecte. Și din nou, revin, din acest punct de vedere, mandatul lui Trump a însemnat un boost din acest punct de vedere pentru economia americană, dar în același timp și pentru arhitectura de apărare europeană. Care arhitectură de apărare europeană, deși sună foarte pretențios, nu prea există. Pentru că Uniunea Europeană nu are această componentă militară, nu avem o armată europeană, așa că tot ce se întâmplă la nivel continental se bazează pe relațiile din cadrul NATO ale statelor membre sau pe relațiile bilaterale ale statelor din cadrul Uniunii Europene. Nu există formal o alianță europeană militară care să intervină, mă gândesc, dacă Statele Unite sau orice alt membru NATO nu își respectă promisiunile. Ori mandatul lui Trump, primul mandat al lui Trump, a accelerat cumva procesul de formare a unei armate europene. Nu l-a finalizat pentru că această armată europeană nu există, dar sunt pași în direcția aceasta. De asemenea, primul mandat al lui Trump a făcut ca multe state europene să-și dea seama că sunt destul de învechite în ceea ce privește, în primul rând, tehnica militară din dotare, mai apoi și doctrina militară pe care o utilizează și să înceapă să se actualizeze, să se cumpere echipamente, să se pregătească mai mulți militari, să se umble pe la doctrină și așa mai departe. Există un proces de actualizare a ceea ce înseamnă armate europene din mandatul lui Trump. Nu știu dacă este bine sau rău, dar este clar că acest lucru se va întâmpla. Iar în al doilea mandat se preconizează și se vorbește tot mai mult de o exacerbare a acestei tendințe, pentru că Donald Trump în esență este un mercantil, este un om de business cu mai mult sau mai puțin succes, care înțelege doar asta, îmi dai ca să-ți dau. Nu înțelege ca un om de business fără scrupule, nu înțelege această politică de, sau pare că nu înțelege, să nu fiu eu cel care emite elemente de judecată atât de drastice, pare că nu înțelege această politică de îți dau ca să fii în sfera mea de influență și mai vedem de aici. Nu, îți dau doar dacă tu îmi dai. Dacă tu nu îmi dai, și eu s-ar putea să mă retrag și să nu îți dau. Și în momentul în care avem două conflicte regionale importante în desfășurare și un al treilea cu care suntem amenințați de câțiva ani, și aici vorbesc despre războiul Rusia-Ucraina, războiul Israel cu proxy-ul Iran, proxy-urile Iranului și potențialul conflict dintre China și Taiwan, un președinte american mercantil are avantaje și dezavantaje. În primul rând, la capitolul avantaje este că va fi dispus să-ți vândă nu doar tehnică militară, ci și securitate. În momentul în care ai, de exemplu, un stat precum Polonia, care îți cumpără echipamente militare de 10 de miliarde de dolari într-un interval foarte scurt, orice președinte american, inclusiv Trump, va dori să protejeze acel stat pentru că este un client foarte important și va dori să ia în continuare bani de la acel client. Același lucru se poate spune și despre Taiwan. Dacă Taiwanul, în mandatul lui Donald Trump, va începe să-și accelereze procesul de achiziții militare din Statele Unite în mod particular, atunci Trump va avea un interes cât se poate de direct să apere Taiwanul chiar și într-o confruntare militară directă.
Dacă, în schimb, Taiwanul se va baza pe faptul că este un stat prea important pentru a fi lăsat să cadă, s-ar putea să aibă o surpriză sau s-ar putea ca toți să avem o surpriză în momentul în care, dacă se va întâmpla asta, China va deveni agresivă și la modul practic, nu doar la modul acesta teoretic, cum o face în prezent. Idem pentru Ucraina. Se tot vorbește despre faptul că Trump va fi cel care va abandona Ucraina și că din nou au apărut toți analiștii lui pește cu în 3 zile Rusia va ajunge la Kiev și Putin va obține ce și-a dorit. Din punctul meu de vedere, nu este un scenariu viabil neapărat, pentru că Ucraina are mai multe cărți pe care le poate juca. Ucraina este un stat foarte mare, încă este un stat foarte mare, deși și-a pierdut 20% din teritoriu, sau pe acolo aproximativ 20% din teritoriu, cu un potențial economic uriaș. Ucraina, sub Zelensky, poate să înceapă să își cumpere protecția americană și nu la modul acela de eu plătesc pe cineva ca să mă apere, ci Ucraina, folosind banii europeni, folosind presiunile internaționale, folosind resursele proprii și amanetându-și cumva viitorul, poate să înceapă să cumpere efectiv echipament militar american nou pentru a-l îmbuna pe Donald Trump și administrația sa. Este o opțiune despre care s-a vorbit foarte puțin, pentru că Ucraina nu are bani sau poate pentru că Ucraina nu vrea să investească, dintr-un motiv care îmi scapă, în ceea ce înseamnă securitatea ei națională și chiar existența ei statală în acest moment, dar este o opțiune care poate deveni viabilă. De asemenea, Uniunea Europeană ar putea să înceapă să susțină efortul Ucrainei de a cumpăra tehnică militară americană, iar în momentul în care o America condusă de Donald Trump va primi comenzi de 10 de miliarde de dolari de la o Ucraina condusă de Volodymyr Zelensky, mă îndoiesc că Rusia ar putea să facă ceva, sau că Putin, marele prieten al lui Trump, ar putea să facă ceva la modul concret să îi spună lui Trump sau să-l convingă pe Trump de faptul că ar fi mai bine pentru el să abandoneze Ucraina. Nu cred asta. Idem cu Iranul. Iranul a fost în timpul primului mandat al lui Trump un dușman declarat al președintelui american. Trump a criticat aspru de cele mai multe ori politica lui Obama de a scoate sancțiunile aplicate Iranului în schimbul renunțării la programul nuclear. Ori în momentul în care Trump vine la Casa Albă și vede că Iranul, beneficiind de ridicarea sancțiunilor, atacă Israelul folosindu-se de o armată de proxy teroristă, dar și de propriile echipamente de rachete balistice și de drone pe care le lansează de pe propriul teritoriu, nu văd cum un astfel de președinte, care în primul mandat a avut Iranul ca dușman declarat, ar putea acum să zică, bă, ok, stați un pic să facem pace, că poate și Iranul are dreptate. Dimpotrivă, nu mă aștept ca asistența militară către Israel să scadă. Dimpotrivă. La fel, China, oricât de multe interese ar avea Elon Musk și grupul de investitori miliardari care l-au susținut pe Trump în campania electorală în China, și oricât de mare ar fi atractivitatea unei colaborări comerciale cu China, totuși China este principalul rival economico-militar al Statelor Unite. Îmi este iarăși greu să cred că un președinte pe cum Donald Trump ar putea să vină și să zică, ok, eu dau mâna cu Xi Jinping și de acum China și SUA sunt BFF, sunt cele mai bune prietene, pentru că într-un astfel de scenariu, China este cea care are avantajul. China este cea care se poate dezvolta mai mult și mai repede, depășind Statele Unite la multe dintre capitolele care contează în ceea ce înseamnă a fi superputere mondială. Iar un președinte ca Trump nu va tolera asta, sau asta vreau să cred, că nu va tolera asta. Sigur, sunt foarte multe probleme interne în Statele Unite, de asta a și fost ales Donald Trump. Nu știu câte va reuși să și rezolve, nu știu câte și-a și propus în mod real să rezolve.
Ce pot să cred în momentul ăsta este că Trump este un om care vrea să fie memorabil, este un om care vrea să rămână în istorie. Ori cei care se retrag, având exemplul mult criticatei retrageri din Afganistan a administrației Biden, cei care se retrag sunt cei percepuți ca fiind slabi. Iar Donald Trump știe asta. Și aș mai vrea să punctez un lucru înainte să încheiem această ediție de FNews. Faptul că ce se spune în campania electorală este una, ce se realizează în mod concret după preluarea mandatului este alta. Iar ceea ce Donald Trump a spus în campania electorală nu este neapărat ceea ce va și face ca președinte în al doilea mandat, în un mandat în care partidul pe care îl controlează în cea mai mare parte are și Senatul și Camera Reprezentanților, practic conduce, administrația sa conduce din toate punctele de vedere și fără niciun fel de opreliște Statele Unite. Ori un președinte care vrea să fie memorabil, un președinte care vrea să rămână în istorie pentru ceva bun, ca un om de forță, ca cineva care a făcut ceva super memorabil, nu prea poate să se retragă în propria carapace, să zică, bine, ia Putin Ucraina, ia Iranul Israelul, ia Coreea de Nord ce vrea Coreea de Nord să ia, ia China Taiwanul, luați tot, frate, că noi o să stăm noi aici singuri, noi cu noi și vom face lucrurile să fie bine pentru noi. De ce? Pur și simplu pentru că este un act de lașitate și, în al doilea rând, America nu poate rezista în acest ritm. Economia americană nu este construită pentru autoconsum. Economia americană este supradimensionată, mult supradimensionată și fără parteneriatele externe nu poate exista la nivelul la care există astăzi. Ori o economie care o să se ducă în jos pentru că Trump ar promova niște politici izolaționiste, ar începe să-și simtă efectele după un an, doi maxim de la preluarea puterii de către noua administrație. Și să nu uităm că peste 2 ani de zile, în 2026, vom avea midterms, acele alegeri de la jumătatea mandatului prezidențial, în care dacă Trump nu livrează ceea ce a promis că livrează și nu arată că este un președinte câștigător, un președinte campion, un președinte de care Statele Unite poate avea o nevoie după mandatul lui Biden, tot polul sau tot valul de putere care s-a dus înspre el și a pus totul în mână, se va duce în partea democrată. Și democrația ar putea avea șansa ca peste 2 ani, în cazul unei președinții nu foarte reușite a lui Trump, să recâștige Camera și Senatul și să controleze, practic, ceea ce face administrația Trump și să blocheze, așa cum s-a întâmplat în primul mandat, multe dintre mișcările exagerate ale președintelui. Ce vreau să spun? Vreau să spun că mandatul lui Trump nu va arăta precum campania electorală a lui Trump. Vreau să spun că, din punctul meu de vedere, nu cred că Trump este acel tip foarte ușor de manevrat pe termen lung despre care se vorbește. Sigur, este un om orgolios, este un om pe care poți să-l flatezi, un om care reacționează la genul ăsta de flatare. Așa că, sigur, în momentul în care are o discuție cu Vladimir Putin sau cu Xi Jinping și ei spun, mamă, președintele Trump este minunat, este extraordinar, îmi place să lucrez cu el, ăsta clar se umflă în pene și este, v-am zis eu că sunt cel mai tare, dar pe termen lung, în momentul în care politicile sunt cele care încep să conteze, dacă tu ai un Putin care îți zice, băi, Donald, ești extraordinar, ești foarte tare, dar tot ce face Rusia este împotriva acestor discuții pe care Putin le-ar avea cu Trump, Trump reacționează. Ăsta este iarăși un lucru, un atu sau o caracteristică a oamenilor orgolioși. Și asta se poate vedea la fel de bine din primul său mandat, când, practic, până la finalul mandatului, în cei 4 ani de președinție, a schimbat toată echipa cu care a început. Pentru că el și-a setat o echipă, a luat o echipă la Casa Albă, după care oamenii au început, mie nu-mi place să lucrez așa, eu nu cred că asta e bine, nu știu dacă e ok, whatever, whatever, whatever. Toți au fost dați afară și înlocuiți cu alții. Pentru că Trump, oricât de reactiv ar fi el la complimente, la flatări, la, nu știu, plecăciuni și așa mai departe,
este și omul care reacționează foarte impulsiv și de regulă foarte dur în momentul în care este contestat. În momentul în care cineva, și aici vorbim de politica externă și de geopolitică, în care o entitate statală îndrăznește să conteste autoritatea lui Trump. Dacă Trump se așează la negocieri și spune eu vreau ca în 48 de ore să fie pace între Rusia și Ucraina și Rusia nu este de acord sau Rusia nu respectă termenii, este foarte probabil ca Trump să se întoarcă împotriva Rusiei și să spună ok, deci ăștia nu vor pace, le voi impune pacea. Pentru că este, din nou, un om al acțiunii. Mandatul său de președinte va fi unul imprevizibil. În momentul ăsta, așa cum s-a demonstrat în cazul alegerilor din Statele Unite, nimeni nu știe ce va face Trump. S-a vorbit foarte mult despre politicile interne ale Statelor Unite. Pe plan extern, nimeni nu știe ce va face. Se presupune că ar putea încerca să normalizeze niște relații cu Rusia și cu China. Se presupune că ar putea insista pentru ridicarea unor sancțiuni. Se presupune că s-ar putea duce către Coreea de Nord cu mesaje împăciuitoare, deși Coreea de Nord nu este niciun fel în postura de a face vreun fel de amenințare. Dar atât, sunt presupuneri. Nimeni nu știe exact ce va face după ce își va prelua efectiv mandatul și va avea puterile executive, va deveni din nou, va redeveni cel mai puternic om al planetei. Lucrurile sunt imprevizibile și nu putem decât să sperăm la faptul că atât România cât și Uniunea Europeană se trezesc din punct de vedere militar și că încep să devină din ce în ce mai independente și mai autonome. Vor deveni din ce în ce mai capabile să se apere singure înainte de a se uita către Occident, către Statele Unite și a le spune vă rugăm interveniți aici. Pentru că da, la nivel național, dar și la nivel continental, există resursele pentru ca atât România cât și țările europene să se poată apăra de unele singure în fața unei astfel de agresiuni cum a încercat Rusia în Ucraina. Nu au nevoie de ajutorul militar sau economic al Statelor Unite, dar pentru asta este nevoie de niște măsuri dure și este nevoie să fie puse în situația în care fie se apără, fie dispar. Ceea ce se poate întâmpla în acest al doilea mandat al lui Donald Trump. Dragilor, cam atât pentru acest episod. Încercăm să revenim cât se poate de repede și cu următoarele episoade ale podcasturilor noastre în care ne vom referi considerabil mai mult la zona aceasta de aviație și vom discuta despre multe subiecte interesante. Eu am fost Marius Doroftei, aviațiamagazin.com. Până la episodul următor, nu uitați like, subscribe la clipul ăsta video, subscribe la canalul Aviația Magazin de pe YouTube și urmăriți-ne pe toate platformele de socializare. Numai bine tuturor!